Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea în ziua de 9 octombrie de a face cu niște influențe astrale îndreptate spre cele două case ale sănătății. Influențele sunt discrete, nu sunt noi, ele privesc sistemul imunitar și riscul unor infecții în niște zone despre care noi am mai vorbit. Zona legată de nas, gât, urechi, apoi cea legată de aparatul genital, urinar și renal. Mai sunt posibile o serie de tulburări endocrine sau de tot ceea ce privește, din punct de vedere anatomic, maxilarul inferior, dar și vertebrele din zona cefei corespunzătoare acestei zone anatomice. Între 9 octombrie, după ora 18 și 30 de minute și seara zilei de 11 octombrie, luna se va afla în tranzit prin săgetător, va fi aliatul lor, va crea o relație bună, armonică cu planeta Venus aflată acolo în tranzit și fiecare își va intensifica forța cu care va lucra asupra câte unui nativ. Ele își vor conjuga în felul acesta influxurile pozitive și îi vor transforma pe nativii de orice vârstă, niște persoane care se vor simți bine, vor fi mai viguroase, mai motivate, mai energice, se vor mobiliza mai repede, se vor regrupa în jurul unor teme de viață cu toate resursele, vor fi destul de echilibrați și încrezători în forțele lor, fizice, psihice, dar și în capacitățile lor relaționale și sociale. Nu este foarte bună această perioadă pentru relațiile parteneriale pe care, în măsura în care le solicită, le și tulbură. Și acolo, în opoziție față de Lună și planeta Venus, se află nodul Nord și Luna Neagră. Ba mai mult, în preajma datei de 15 octombrie, pe această direcție săgetător Gemeni, se va crea o configurație care în astrologie se cheamă foarfecă și ea reprezintă două poziții la aceleași grade, respectiv gradele 3-9 săgetător, 3-9 Gemeni, dând o forță specială atât Lunii Negre cât și planetei Venus. Și atunci ceea ce se conturează în răstimpul amintit de noi acum, adică între 9 și 11 octombrie, continuă să se manifeste, ba chiar se amplifică și prinde așa un moment acut în preajma zilei de 15 octombrie. Atunci relațiile parteneriale pot să fie mai confuze, mai conflictuale, mai alunecoase, mai periculoase și mai certărețe. Se pot naște dispute, presupunem că totuși cei născuți în săgetător, fiind avertizați, se vor abține sau vor încerca să limiteze niște consecințe ale acestor confruntări de opinii. Totuși, poate să apară și o latură obiectivă, adică această ipostază poate să arunce o lumină asupra unor mecanisme relaționale care nu-i convin săgetătorului. Va vedea, fără putință de tăgadă, cam de ce e în stare un partener, la ce îl duce mintea, ce prostioare a făcut, ce tendințe manifestă, ce interese are și așa mai departe. Atunci, sigur că lucrurile se vor complica. Între 11 octombrie, după ora 20:15 minute și 13 octombrie, preocupări financiare legate de firească dorință de a stabiliza ce ce au, un venit, un câștig. Apoi este vorba de felul în care vor munci cu destul de multă greutate, cu efort și cu un apel constant la tot ceea ce înseamnă conștiința datoriei, răbdare și așteptare. Nu le convin destul de multe lucruri, dar în momentul de față nici nu sunt în situația să ridice pretenții, să formuleze critici, să aibă inițiativă. Este un moment al așteptării, cum spuneam, al trecerii unui moment greu. Între 14 și 15 octombrie, casa a treia a comunicării este din plin solicitate, foarte activă. Grație planetelor Saturn, Jupiter și Lună. Acestea trei vor crea premisele unor dialoguri cam răspicate, dar și necesare. Pe principiu, să lămurim lucrurile, să vedem despre ce e vorba în realitate. Adică fără piruiete, fără considerații subiective, fără impresii, fără alternative. Să se taie realitatea în două și să se vadă despre ce e vorba acolo, miezul fierbinte al faptelor care generează niște situații. Unul dintre cele mai vizate sectoare este cel al relațiilor de prietenie. Acum, aici lucrurile sunt un pic mai complicate și vom zăbovi ceva mai mult asupra acestei teme. Pentru că cele trei planete din Vărsător vor face 9 trigoane cu cele trei planete din Balanță, care controlează casa a 11-a prieteniei. Și acolo există tot felul de premise care presupun dialog, schimb de impresii, gândire coerentă,
principii ferme, nevoie de socializare, de cooperare, de asociere și nevoie de implicare într-o serie de activități care nu pot fi duse la bun sfârșit de către nativ de unul singur. Toate aceste nouă trigoane, care sunt aspecte pozitive, sunt favorabile acestor situații. Ca oamenii să se întâlnească, să discute, să pună la punct un proiect, să înceapă să construiască împreună o activitate, o preocupare, un demers care îi mulțumește și pe ei, le completează nevoile interioare de împlinire, altele decât cele profesionale, dar sunt și de o anume utilitate socială. Pe de altă parte, însă, trebuie să fim atenți și la natura planetelor care intră în acest dialog. Este Marte, care introduce destul de multă ambiție, voință, uneori poate chiar egoism, și apoi este Saturn, care învărsător are o postură contrară firii lui astrale. Și anume este vorba de o atitudine nonconformistă, dar nu în lucrurile bune, care nu trebuie cu niciun chip sacrificate, ci în lucrurile mai ciudate. Este o atitudine unilaterală, profund subiectivă, care încearcă să își impună punctul de vedere. Degeaba este acolo pentru moment Jupiter în vărsător în transit, pentru că este retrograd și pentru că nu va reuși să țină piept unei alianțe foarte, foarte interesante, dar și foarte periculoase, dacă nu este foarte bine înțeleasă. E vorba de chiar această relație între Saturn și Marte, apoi între Saturn și Mercur. Deci, discuții categorice, uneori poate chiar pe ton ridicat, dialog vehement, răsturnare de situații și ipoteze în fața cărora săgetătorul poate să rămână de-a dreptul perplex. Să nu se aștepte la o asemenea atitudine, la o asemenea viziune, la o asemenea situație. Și atunci, latura bună de care vorbeam a acestor nouă trigoane începe să se atenueze sub impactul factorilor de moment, al condițiilor subiective și al premizei înseși. Depinde despre ce este vorba. Una e să aibă o discută pe tema weekendului, ce facem la sfârșit de săptămână împreună, unde mergem și cum ne distribuim niște sarcini ca weekendul să fie cât mai armonios, și alta este să fie vorba de activitatea unei fundații, unui concurs, unei activități socioprofesionale de larg interes public, în care sunt implicați și săgetătorii și prietenii apropiații acestuia, și acolo lucrurile capătă o latură oficială, cu altă miză, cu altă premiză, cu altă greutate, cu altă țintă, care depășește micile lor interese particulare. Cu cât se crește nivelul de importanță al acestor activități, cu atât crește această latură a unor controverse care pot să strice o armonie inițială, reală. Depinde și de educația celor care comunică, depinde și de gradul de instrucție, de temperament. S-ar putea ca lucrurile, în ciuda faptului că sunt foarte răscolite, să se poată administra într-un chip just, drept și util programului pe care îl apără.